Duminică, la sala Dom Polski din Suceava, a avut loc festivitatea de premiere a concursului internațional de interpretare instrumentală Lira de Aur, aflat la cea de-a 34-a ediție. În acest an se continuă tradiția reînnodată în urmă cu 2 ani, potrivit căreia câștigătorul marului trofeu Lira de Aur trebuie să susțină în anul următor un program pentru participanții la concurs și nu doar pentru ei, pentru publicul meloman în general. Aflată pentru a 4-a oară astăzi în ipostaza de solistă cu orchestra, astăzi ea va fi acompaniată de Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Mihail Jora din Bacău, dirijată de celebrul dirijor Robert Guter din Statele Unite ale Americii, dirijor care, după o carieră prodigioasă pe întreg mapamondul, de 9 ani conduce și concursul internațional de dirijat, care se desfășoară anual la Bacău. Împreună cu această orchestră, Loredana Hreceniuc va interpreta concertul pentru oboi și orchestră în do major de Wolfgang Amadeus Mozart. Punctajul maxim, 100 de puncte, a fost obținut de Radu Chiș, elev al Liceului de Muzică Sigismund Toduță din Cluj-Napoca. Radu Chiș a mai participat la Lira de Aur și în 2012, când a obținut premiul întâi, iar anul acesta a mai obținut un premiu întâi la un concurs din Cehia. Trofeul Lira de Aur, ați văzut că cineva a furat-o de pe postament, va merge la Chiș Radu! La ediția din acest an a concursului au mai obținut punctaj maxim pianistul Călin Corneliu Calfa, elev al Colegiului Național de Artă Octav Băncilă din Iași, care a primit premiul special al concursului, dar și elevii Liceului de Muzică Sigismund Toduță din Cluj-Napoca, Alexandru Cademiel Boțac, pian, care a primit premiul Asociației Lira de Aur și Carina Maria Coste, flaut, care a primit premiul Ciprian Porumbescu. Juriul a acordat câte un premiu 1, 2 și 3, dar și mențiune pentru fiecare instrument și categorie de vârstă în ordinea descrescătoare a mediilor. Anul acesta la concurs s-au înscris 109 concurenți din mai multe județe ale țării și din Republica Moldova.